Unii încurajați de speranța că nu mi s-a întâmplat tocmai mie, alții convinși că nu-i paște niciun pericol, zeci de bărbați au făcut concurs la prins pește pe lacul Ghidighici. Te excluzino, zis nu poate fi, tu da, dar și poate fi, da. А здесь толщина где-то 10 сантимов. Переколос, не ориентируем, у них маржина ловятся. Рядом рыбаки спасут. Так, если прихожу на озеро, допустим, и никого нету, стараюсь не заходить. Unii recunosc că au ajuns sub gheață aventurându-se la prins pește. Ulea că m-am murat. Când? Ei, au trecut mulți ani, 10 ani în urmă. Alții sunt pregătiți să facă față unei băi în luna ianuarie în apa rece a lacului. Sticla cu samagon este în geantă. În primul rând facem friecți, zbrăcăm hainele ude, le scurgem și la foc. Nu te duci înainte, dar pe schinare să te pui. Nu știi ce ori ieși. Îmi trebuie de făcut panică în primul rând. Totuși, Serviciul Situațiilor Excepționale atenționează iubitorii de senzații tari că gheața este subțire, iar mersul pe ea reprezintă pericol. În acest context, salvatorii recomandă pescarilor să nu pescuiască la copcă. De mâine, vremea se răcește, astfel încât temperaturile vor coborî sub minus 21 de grade, iar stratul de gheață se va îngroșa.